Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, frați și surori, vă invit cu tot respectul să ascultăm cuvântul Domnului, cuvânt care se găsește scris Noul Testament, Evanghelia după Luca, capitolul 13, citim de la versetul 6 până la versetul 9 inclusiv, Evanghelia după Luca, capitolul 13, începem cu versetul 6, citirea. El a spus și pilda aceasta: un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci i-a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, frați și surori, iată, și în această dimineață, prin harul Domnului, suntem aici, în casa Lui. Suntem la masa Domnului cu toții, într-o clădire atât de frumoasă, și aș avea o întrebare. Și anume, v-aș întreba pe dumneavoastră care sunteți aici, dacă vă bucurați că în dimineața asta sunteți în casa Domnului. Amin. Eu am găsit în Sfânta Scriptură ce spunea Marele Împărat David în Psalmul 122, el zice așa: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Când David era chemat la casa Domnului, el era plin de bucurie. Dar acum, să știți, am o întrebare în mintea mea. Și anume, am constatat în viața mea scurtă care am trăit-o, că nu toate chemările mi-au făcut bucurie în viață. E adevărat? Așa e când îți vine o scrisoare de la primărie, că ai o amendă, ceva, și n-ai plătit-o, și te cheamă la ei să le dai banii, n-ai cum să fii bucuros. Mi s-a întâmplat și mie într-o sâmbătă dimineața, dormeam foarte bine pe la ora 8, îmi sună telefonul. Mă uit cine mă sună, un prieten. Acum, sigur, eu știam, prietenul ăsta nu mă suna niciodată la 8 dimineața. Sâmbătă, mai ales, de obicei dormea, ca și mine. Ei, și zic eu, probabil s-a întâmplat ceva, i-am răspuns. Și îmi spune: auzi, Dariule, nu poți să vii până la mine astăzi aici la casă. Zice, știi că m-am apucat de construcție la casă și asta în fundația. Și aveam unul, un băiat, mi-a promis că vine. Și zice, m-a lăsat baltă, e meseriașul aici. Zice, am nevoie de unul la roabă și la betonieră, nu vii? Acum, eu, nu că mi-era greu să mă duc, dar am știut că punctul meu forte nu e roapa și betoniera. Zic, cu mine sigur o să lucrez numai jumătate de cât ai face în mod normal, dar pentru că mi-ești prieten, vin. Acum, chemările oamenilor nu ne produc toate bucurie. Și totuși David zicea, eu mă bucur când mi se zice, hai de la casa Domnului. M-aș întreba, de ce e așa mare bucuria? Știți ce frumos spune Psalmul 84? Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Și Biserica Filadelfia de la Lugoj e frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care s-au ostenit și au dat ceva. Și e atât de frumos în casa Domnului, încât până și pasărea, rândunica, își găsește un loc unde își pune puii și ferice de cei ce sunt în casa Domnului, că cei tot mai pot să-L laude. Și știți care e marea frumusețe? În versetul 10 zice așa: o zi în casa Domnului face mai mult decât 1000 în altă parte. Așa că în ziua de astăzi Dumnezeu calculează timpul altfel și pentru toate astea nu putem decât să-i mulțumim și să-i lăudăm numele. Dragii mei, avem în fața noastră un text atât de simplu, o pildă atât de cunoscută. Cred că ați auzit multe predici din pilda smochinului neroditor. Uitați-vă dumneavoastră, Biblia spune foarte clar că un om avea în via sa sădit un smochin și într-o zi a venit să caute rod în smochinul acela. Spre surprinderea lui, n-a fost deloc roadă. Vă întreb eu, a fost bucuros stăpânul? N-a fost bucuros. Și în momentele acelea spune foarte clar: domnule, aș vrea ca smochinul acesta să fie tăiat, pentru că sunt 3 ani de când vin, caut rod și nu găsesc. Știți care a fost motivul care l-a supărat pe stăpân? Nu s-a uitat stăpânul să spună: domnule, smochinul ăsta e prea înalt. Nu s-a uitat să spună: uite, smochinul ăsta e prea lat. N-a zis: problema smochinului e că e așezat într-o parte a viei mele care nu-i bună. Un singur lucru l-a interesat pe stăpân și acela a fost roada.
Acum, știți dumneavoastră, din textul acesta se predică de obicei la început de an și noi îndemnăm bisericile, frații mei, anul acesta să rodim pentru Domnul. Dar știți ce se întâmplă? Sunt foarte mulți în sală care spun, oi, numai prima zi din an, e a doua zi din an. Las că am timp eu anul ăsta să tot rodesc. Am ales în mod intenționat textul acesta pentru că suntem nu chiar la finalul unui an, aproape la finalul unui an, ne mai stă în față o lună de zile. Și calculul astăzi ar trebui făcut. Că dacă îl faci în ultima zi din an, știi ce o să zici? N-am prea rodit anul ăsta, las că am timp la anul. Și la anul începe și când e ianuarie și februarie zici, las când o veni vara, am mai mult timp, când e vara zici, când e toamna. Și prin 20 decembrie zici, nu mai am timp, că acum trebuie să fac cumpărături, vin sărbătorile, musafirii, neamurile. Astăzi cred că e o vreme prielnică să vedem câteva lucruri despre roadă. Acum, dacă vă uitați și dumneavoastră, foarte interesant, pilda asta spune așa, începe versetul 6 și spune așa, el, e vorba despre Domnul Iisus, le-a spus și pilda aceasta. Vedeți dumneavoastră, există acolo un cuvânt de legătură și cred că sunteți de acord cu mine că șiul ăsta întotdeauna leagă două lucruri, așa-i? Vă duceți dumneavoastră surorile la magazin și vreți să luați un kilogram de ulei, un litru de ulei și ziceți, dați-mi vă rog un litru de ulei. Și vă spune vânzătoarea, costă 4 lei și 85 de bani. Vă întreb eu dacă ziceți, dau 4 lei, dă-mi uleiul. Ți-l dă? Nu ți-l dă. Numai dacă te știe, dacă e de la blocul tău, ABC-ul ăla mic, dar oricum te ține minte când mergi data viitoare. Dar dacă m-aș duce eu acum aici la Lugo și a zice, auzi, dau 85 de bani pe uleiul ăsta, mi-l dă cineva? Nu. O să zică, domnule, am spus 4 și 85. Acum, când Biblia spune, Iisus le-a spus și pilda aceasta, cred că sunteți de acord cu mine că le-au mai spus ceva înainte. Și ar fi interesant să vedem în ce context Domnul Iisus spune pilda asta. Dacă o să citiți dumneavoastră capitolul 13, spune Biblia că într-o zi au venit niște oameni la Iisus și au zis, învățătorule, ai auzit despre acei galileeni pe care Pilat i-a măcelărit? Mai mult decât asta, a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor lor? Știți ce se întâmplase? Într-o zi Pilat, care reprezenta puterea politică peste Israel, a luat o decizie și a spus soldaților săi, oameni buni, mereți și pe acei galileeni măcelăriți. Acum aș vrea să vă spun, decizia lui a fost una politică. Să știți că într-un fel sau altul politicul ne influențează, pentru că azi e ziua României, nu putem să spunem că nu. Uitați-vă, atâtea lucruri se decid politic. Nu putem noi să construim străzi, să renovăm spitale, oricât am vrea noi. Noi putem să fim corecți în dreptul nostru. Dar nu putem noi, politicul ne influențează, oricât ne-am eschiva, oricât am spune că nu facem politică. Dar știți care a fost răspunsul Domnului Iisus la politică? Asta nu înseamnă să nu mergem la vot. Eu am fost și am votat la toate momentele când s-a putut vota și mă voi duce în continuare. Dar a spus Domnul Iisus, eu vă spun, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Știți ce înseamnă asta? Nu contează cine e președintele României din punct de vedere al pocăinței. Tu pocăit trebuie să rămâi. Nu contează cine o să fie primar la Lugoj la anul. Adică o să te influențeze că poate să-ți renoveze strada sau nu. Dar și dacă nu ți-o renova, doar nu o să te lași de pocăință. Nu o să vii la fratele păstor, la comite cu cererea, fraților, eu mă las de pocăință că au rămas același primar care e de nu știu câte mandate. Nu așa o să faceți dumneavoastră. Ei, iată, Domnul Iisus spune, nu contează politic. Oamenii și în comunism, când au fost prigoniți, frații noștri, toți pocăiți au fost. Și așa trebuie să rămânem și noi. Dar există mai departe un alt exemplu pe care Domnul Iisus îl dă și zice, voi ați auzit despre acei 18 inși peste care a căzut turnul Siloamului? Știți ce s-a întâmplat? Într-o zi turnul Siloamului, un turn mare, alimenta Ierusalimul cu apă, cade. Știți de ce a căzut? Nu s-a dus cineva să pună o dinamită și a explodat turnul. Nu s-a dus cineva cu un buldozer acolo la baza lui, cu un escavator și atât o da cu cupa și cu șenilele până a căzut turnul Siloamului. Nu, se pare că a fost o catastrofă naturală. Acum să știți, catastrofe naturale sunt, gândiți-vă dumneavoastră, la cutremure, incendii și alte lucruri care se întâmplă, inundații. Acum, săptămâna asta în Albania, peste 60 de morți, o catastrofă. Știți care a fost răspunsul Domnului Iisus? Că catastrofele pot să vină oricând. Nici România nu-i scutită, nimeni nu garantează că nu poate să vină catastrofa peste casa ta. S-ar putea ca la noapte să-ți ardă casa. Asta e o catastrofă, nu pui tu focul intenționat. Dar cum ar trebui să reacționezi tu? Domnul Iisus spune, eu vă spun, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.
Și lista ar putea continua, nu contează politic neapărat, nu contează cum e cu catastrofele, adaug eu în dimineața asta, nu contează câți bani ai, nu contează dacă ești în comite sau nu, nu contează dacă ai facultate, dacă ai mașină, casă, apartament sau închirie, din perspectiva lui Dumnezeu există un singur lucru important și asta se numește pocăință. Și în contextul pocăinței, Domnul Iisus vine și spune pilda smochinului neroditor. Pocăință, roadă și o să mă întrebați care e legătura. Aș declara în dimineața asta fără să greșesc, de fapt nu poți să fii pocăit fără o roadă bună. Dar dacă vă amintiți dumneavoastră, mare om al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, când își începe lucrarea lui, spune Biblia, era în Iordan și boteza pe oameni cu un botez al pocăinței. Oamenii veneau, își mărturiseau păcatele și Ioan îi boteza. Știți că dintre toți oamenii aia care au venit să fie botezați într-o zi, surpriză, stă Ioan Botezătorul, apa Iordanului frumoasă, cristalină, curge la vale și iată-i pe mal pe niște farisei. Vin și ăștia să se boteze. Se uită Ioan Botezătorul la ei și zice așa, pui de năpârci, o comparație subtilă. Știți ce se întâmpla? Pe malul Iordanului, pe acele pietre încălzite, erau năpârci multe. Și știți ce făcea năpârca? Stătea la soare, că îi plăcea să se încălzească. Dar când era prea cald, sărea un pic în apă năpârca. Dădea o tură prin Iordan și ieșea iar afară. Dar știți că apa Iordanului n-o schimba? Tot năpârca rămânea. Veninul avea același și cam așa vreau și farisei ăștia, să intru un pic la scaldă, intrau și ei, erau și ei botezați de Ioan Botezătorul, dar el tot fariseu ieșea, el aceleași obiceiuri le avea și îi spune felul următor, pui de năpârci cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, faceți dar roade vrenice de pocăință. Iată cum roada și pocăința se leagă și în contextul ăsta al roadei și a pocăinței aș avea un mesaj în dimineața asta pentru dumneavoastră care se intitulează verifică-ți roada la final de an. Verifică-ți roada, dragul meu, frate, soră, care ești la Filadelfia în dimineața asta, la Lugoj. Acum, la finalul anului, e important să faci un calcul. Știți că toate firmele, toți care au, știu, activități economice, își fac câte un bilanț. Poate nu l-ai făcut lunar, poate nu l-ai făcut săptămânal, poate nu l-ai făcut zilnic, dar astăzi, stând la masa Domnului, în prezența unui Dumnezeu mare, în prezența unui Dumnezeu care ți-a mai dat viață, ai fi putut să fii undeva într-o groapă rece, la 2 metri sub pământ, ai fi putut să fii la reanimare, la Timișoara, ai fi putut să fii oriunde altundeva, dar ești în casa lui Dumnezeu, trebuie să-ți faci astăzi un calcul. Și verificarea asta, aș vrea să o trecem prin 4 filtre, 4 principii ale Bibliei și o să constatăm fiecare despre noi la final. Eu nu o să pot să trag despre dumneavoastră concluzii, că e atât de simplu să facem ce spunea Pavel. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. În primul rând, să știți dumneavoastră, roada pe care noi o avem arată ce fel de oameni suntem. Știți că mai mult decât ar vorbi soția mea despre mine, mai mult decât ar vorbi părinții mei, păstorul meu, colegii mei de la lucru, despre mine, cine sunt eu, roada arată ce fel de om sunt. Vă citesc, dragii mei, auziți dumneavoastră, Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 15. Domnul Iisus spune așa, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Dacă cuvântul Domnului s-ar fi oprit aici, eu aș fi fost foarte trist. Spun în dimineața asta, eu iubesc din toată inima toți prorocii Domnului. Și mă rog pentru ei. Dar Biblia spune că sunt și proroci mincinoși și Biblia spune eu să mă păzesc de ei. Acum, dacă mie nu mi-ar fi spus cum să mă păzesc, știți ce trist aș fi fost? Adică Biblia îmi spune să mă păzesc de proroci mincinoși. Și cum să mă păzesc? De exemplu, de hoți știu cum să mă păzesc. Mi-am închis ușa la casă de dimineață. Mașina am închis-o aici în curte, deși aici la dumneavoastră nu fură nimeni. Dar așa din instinct că s-a obișnuit de pe la Timișoara, am apăsat pe telecomandă și s-a închis mașina. Ei, de atâtea lucruri știu cum să mă păzesc. Dar iată, Biblia spune cum să ne păzim de proroci și mincinoși și mai mult ne spune cum îi descoperim. Zice Biblia, îi veți cunoaște după roadele lor, nu după cât e de lungă prorocia, nu dacă au folosit o formulă, nu dacă s-au ridicat în picioare, nu dacă au mers așa printre oameni, nu, Biblia spune foarte clar, îi veți cunoaște după roadele lor, nu dacă are ecusul, nu dacă e de la Pentecostal, nu dacă a fost botezat înainte cu Duhul Sfânt, după, nu, după roade. Și auziți, culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Răspunsul nu. Am venit de la Timișoara și m-am uitat pe marginea drumului,
am văzut numai tufe de spin, dar n-am văzut nimic bun, nici o tufă de spin. Și nu neapărat că iarnă acum. Și de ar fi fost vară, din tufe de spin nu găsești nici mandarine, nici portocale, nu găsești nici clementine. Versetul 17. Tot așa orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Și versetul 20 reia, parcă nu a fost suficient, ca să înțelegem cu toții. Așa că după roadele lor, ei veți cunoaște. Oamenii se cunosc după roadă. După roadă te cunosc alții, roada spune ce fel de om ești. Există o pildă, cred că una dintre cele mai frumoase pilde din Biblie. Mie mi-e atât de dragă, sunt convins că n-ați auzit multe predici din pilda asta, pentru că e în Vechiul Testament. Spune Biblia despre un mare om al lui Dumnezeu, numele lui este Gedeon, pe care Dumnezeu îl cheamă, îl trimite să lupte împotriva lui Madian. Iată-l pe Gedeon, câștigă biruitor, se întoarce acasă și în momentele acelea spune Biblia că au venit oamenii și i-au propus să fie împăratul lor. Știți ce a zis Gedeon? Eu nu voi fi împăratul vostru, Domnul va domni peste voi. Spune Biblia, o mai trăi Gedeon și într-o zi moare Gedeon. Mi-am imaginat eu cum a fost la mormântarea lui Gedeon. Gândiți-vă dumneavoastră, spune Biblia, a avut 70 de copii. Eu n-am întâlnit mormântare, am participat la multe mormântări, dar n-am întâlnit mormântare cu 70 de copii. Am văzut 10 lângă sicriu, 12, 15, dar n-am văzut 70. Ei, l-au îngropat pe Gedeon, nu știu cine o cânta, cine o predicat, unde a fost locul în cimitir, dar știu un lucru, că după ce s-o termina mormântarea, spune Biblia, dintre toți ăștia 70 de fii al lui Gedeon, era un fiu, numele lui este Abimelec, pe care îl născuse o țiitoare de la Sihem. Și spune Biblia, omul ăsta năstrușnic din fire, a zis așa, bă, să împart eu domnia cu toți frații mei, dar ce ar fi să rămân eu singur? A mers acasă la mama lui, în satul acela și s-a dus acolo, a vorbit în cetatea respectivă cu oamenii de acolo și i-a mobilizat pe toți să-l pună pe el împărat. Spune Biblia, a plătit niște oameni ucigași, mincinoși și toți oamenii ăștia s-au dus și au omorât pe toți copiii lui Gedeon, pe toți cei 70, cu excepția lui unul singur. Cel mai mic din familie, numele lui este Iotan, ăsta mic, tânăr, sprinte de picioare, o ia la fugă, fuge când venea ucigașii și spune Biblia, urcă direct în vârful muntelui Garizim. Muntele Garizim are undeva între 700-800 de metri. E muntele binecuvântării, unde jumătate din semințile lui Israel au rostit binecuvântările pe care Dumnezeu le-a transmis prin Moise. Și din vârful muntelui, jos la baza muntelui este cetatea Sihem, de unde erau ucigașii și fratele său Vitrec, Abimelec. Din vârful muntelui strigă o pildă care vorbește despre roadă și sigur și o pildă profetică, probabil despre vremea Anticristului și alte vremuri. Nu ne ocupăm astăzi să facem noi despre vremea sfârșitului și escatologie. Hai să o luăm pentru roadă, că e mai simplu. Și spune Biblia că Iotan strigă și se auzea jos în cetate. Și a zis, ascultați locuitorii ai cetății. Copacii de pe pământ s-au gândit într-o zi să-și pună un împărat. Știți ce au făcut? S-au dus copacii aceștia și au căutat și au ajuns la măslin și au zis, măslinule, noi te punem să fii împăratul nostru. Vrei să domnești peste noi? Știți ce a zis măslinul? Nu. Și acum motivația lui nu a zis, auzi, eu sunt prea bătrân. Nu a zis, eu n-am dexteritate să vorbesc. N-a zis, o, nu mă lasă nevasta. Nu a zis nimic din toate astea, că-s la pensie și s-a obosit, trebuie să-mi tratez răceala. Nu! Foarte clar, măslinul a zis, n-aș putea să împărăsesc unde lemnul meu, roada pe care eu o am, nu mă lasă să fiu împărat. Ei, dar spune Biblia că copacii s-au dus mai departe și au ajuns la smochin. Și-au zis așa, către smochinul respectiv, noi vrem să punem un împărat care să domnească peste noi. Vrei să fii împăratul nostru? Vă dați seama, gândiți-vă, unii se luptă politic, se consumă sume fabuloase în campaniile astea electorale ca să ajungă un mic primar pe undeva, printr-o comună, printr-un sat, printr-un oraș. Dar smochinul ăsta putea să fie împărat peste toți copacii de pe pământ. Și știți că smochinul l-a refuzat? Și-a zis, n-aș putea să împărăsesc roada mea, refuz categoric. Spune Biblia că s-a dus mai departe la viță de vie. Ori a ajuns la viță de vie și-a zis, viță de vie, noi vrem să punem un împărat care să domnească peste noi. Vrei să fii împăratul nostru? Vița de vie, din nou, ca și ceilalți doi, au zis, nu, refuz, eu nu pot să împărăsesc roada mea, vinul meu, tot ceea ce oamenii se bucură din rodirea mea, refuz categoric. Iată cum un smochin, măslin, viță de vie au refuzat. Dar zice Biblia că au continuat Iotan și au zis, s-au dus mai departe copaci și au ajuns la un spin. Și au zis, spinule, noi vrem să punem un împărat care să domnească peste noi. Vrei? Știți ce a zis spinul?
da, vreau. El nu a zis nimic de roadă, că n-avea roadă, nu putea să spună ceva de roadă, dar a zis altceva. Vă chem pe toți copacii de pe pământ să veniți și să vă adăpostiți la umbra mea. Acum, la umbra unui spin poți să te adăpostești. Atenție, nu tufă de spin, tufa de spin înseamnă mai mult spin. Un spin e așa ca microfonul ăsta, ca diametru. Dacă încerci să dormi la umbra unui spin și o fi tare cald afară, nu o să pățești altceva decât ce-o pățit Iona când se uita spre cetatea Ninive și aștepta pedeapsa lui Dumnezeu. Zice Biblia, din cauza căldurii, Iona a leșinat. Un spin nu-i ca gorunul ăla lui Horea de la Țebia, pe care eu cu 4-5 colegi de clasa 6-a, când eram în excursie, încercam să-l cuprindem și nu reușeam. Da, la gorunul lui Horea poți să doarmă 4-5 la umbra lui, dar la umbra unui spin nu poate niciun om, niciun copac să doarmă. Ei, vedeți dumneavoastră, trei tipuri de copaci au refuzat toate ofertele datorită roadei pe care o aveau. În schimb, spinul care n-are nicio roadă zice din prima că vrea. Știți că din păcate, ascultați-mă, asta nu-mi place, dar trebuie să spun că e adevăr. Știți că din păcate sunt unii prin bisericile noastre ca spinii? Sunt unii care nu-s buni de nimic, nu să dea, nu să ajute, nu-s bun, nu vor nici la repetiții de cor. Are voce, i-a dat Dumnezeu voce, dar vocea aia în loc să cânte o cântare frumoasă în biserică, el e tot pe comentarii pus. N-ar face nimic, n-ar dona o orgă, n-ar schimba un bec, n-ar zice, domnule, vin eu să fac curățenie în curte, corcăzut frunze, în schimb sunt ca spini și împung în stânga, în dreapta. Îmi amintesc ce îmi spunea un păstor, un prieten de al meu, că a păstorit o biserică și a avut numai probleme. Era o biserică mai mică la sat, ce se întâmplase? Erau patru și erau neamuri, un verișor cu ăla l-al cumnat. Și ăștia patru, la orice dare de seamă începeau, zici că erau la cor, așa, pe voci. Când termina unul, începea ălălalt, erau puși pe scandal. Orice ar fi propus păstorul în biserica aia, nimic nu se putea face. Vă dau un exemplu, să zicem, era iarnă și toată biserica vrea ca să se înceapă programul mai repede, de la ora 5 seara. Venea el și spunea, frații mei, vreți să începem de la ora 5 pentru frații în vârstă? Ăștia patru, nu frate, nu se poate, niciodată nu a fost la noi așa ceva. Și ziceau acolo 10 minute, ziceau poezia. Ei, dacă iarna următoare păstorul zicea, frații mei, pentru că știu dorința voastră, continuăm chiar dacă a venit iarna programul de la 6, ăștia începeau invers. Nu, frate, cum de la 6? Dar e târziu, e noapte, când mă duc acasă? O zis el, orice ar fi propus, propuneam evangelizare în noiembrie, ăștia spuneau, nu, frate, trebuie în martie. Când propuneam în februarie, frate, dar trebuia să te gândești anul trecut să facem, înainte să sfârșim anul. Nimic, zice, niciodată n-acceptau. Dar au zis păstorul ăsta, într-o zi Dumnezeu m-a luminat. Și mi-am dat seama ce ar fi să o pun cu ei pe logică inversă. O renova biserica și el așa o așeza corul, toate ce mai era pe acolo de așezat și o zis așa, vreau să pun ambonul în partea dreaptă. Dar de le propun la ăștia că vreau în dreapta, ăștia sar toți și nu pot să-l pun, că sunt scandalagii, ăștia nu-s de biserică, ăștia-s buni în altă parte. Angajați la jandarmerie, nu aici, ăștia sunt răi. Și o zis în felul următor, bine, bine, eu vreau în partea dreaptă să-l pun. Dacă nu a fost duminica în biserică, ce frații mei, acum dacă am renovat biserica, vă propun, vreți în partea stângă amvonul? Biserica a zis, da, dar ăștia patru, nu frate, nu se poate, noi în partea dreaptă îl vrem. Vreți în dreapta? Bine, frații mei, în dreapta să fie. O venit să programeze cina. Și el știe așa, de le propun să dăm cina în a doua duminică, ăștia încep cu scandaluri, nu vor, o să zică că vor în a treia. O veni public, frații mei, vreți cina în a treia duminică? Ăștia, nu frate, în a doua vrem noi. Păstorul, în a doua vreți? Slăvi să fie Domnul, în a doua fie. Uite cum eu vă fac pe plac. Și zice, ani de zile am avut pace cu ăștia. N-am mai avut nicio treabă până într-o zi când m-am gândit ce s-a întâmplat de se pocăiesc ăștia. Și mă ascultă de prima dată când le propun. Ascultă-mă bine, sunt unii ca spinii. Nu fi un spin. Că un spin nu-i bun decât de arunca la foc, nici de căldură nu-i bun. Așa că dumneavoastră n-aveți care vă încălziți și aveți centrala pe lemne sau sob acasă. Eu am văzut la bunicii mei, făceau foc o viață întreagă cu lemne, dar niciodată n-or băga spini. Spinii bunicul i-ardea undeva în câmp, departe. Știți de ce? Că l-am întrebat toată, zic, dar de ce n-a dus spinii ăștia acasă să-i arzi? Zice, ăștia nu dau nici căldură. Zice, n-are rost, obosesc vaca iurea să care carul cu spin până acasă. Zice, n-are rost, ăsta aici trebuie să ardă. Zice, dacă duc acasă, duc ceva, o salcă din aia, un cireș mare, duc un salcă mare. Zice, n-are rost să duc mărunțișuri din astea. De aceea, ascultă-mă bine, fă-ți o analiză în dimineața asta, primul principiu. Și nu fii un spin, Dumnezeu să te binecuvinteze. În al doilea rând, rodirea noastră ar trebui să fie permanentă. Știți dumneavoastră, trăim vremurile în care oamenii, într-un fel sau altul, încearcă să rodească când vor ei. Vă amintiți dumneavoastră, Domnul Iisus intră în Ierusalim glorios
Și spune Biblia că în momentul în care era pe drum, se apropie de un smochin, caută rod în el, nu găsește și în acele momente rostește un blestem și zice așa, de acum încolo, în viață, să nu mai dea rod în tine. Știți ce s-a întâmplat? Spune Biblia, pe dată smochinul s-a uscat. Acum, până aici toate sunt bune. Iată puterea credinței. Iisus rostește, se întâmplă. El a crezut, El era Fiul lui Dumnezeu, atotputernic. La cuvântul Său se întâmplau lucrurile. Dar știți ce e interesant? Citiți dumneavoastră ce spune Marcu 11 despre întâmplare. Zice Biblia așa, Domnul Iisus s-a apropiat, n-a găsit smochine, n-a găsit roade. Și acum explicația, știți de ce nu erau roade? Nu că venise o doamnă, eu le ocules toate și cu cijle le vinde la piață în centru. Nu zice că face compot acasă cineva, le ocules cu o oră înainte. Zice Biblia că nu erau încă vremea roadelor. Și acum nu vi se pare ciudat? Într-o vreme când nu sunt roade, adică ce-ar fi ca eu să verific în ziua de astăzi, să am o drujbă la mine în portbagaj, din aia stil puternică, și să verific cireșii din Lugoj. Unde nu sunt cireșe, mă apuc să-i tai. Nu astăzi, să zicem mâine dimineață, că azi e duminică. Mă lasă cineva să-i tai cireșul, numai dacă e uscat eventual și oricum decât să-l plătești pe altul să ți-l taie, mai bine ți-l taie fratele Dariu. Da, dacă e cireș bun, nu mă lăsați, așa ai? De cine? Că nu-s cireș în el acum. O să-mi spuneți, încă nu-i vremea roadelor. Omenește așa ai? Duhovnicește e altfel. Adică nu ești pocăit numai la cină. Ești pocăit numai cu două zile înainte de cină. Pocăința trebuie să fie întotdeauna. Roada ta trebuie să fie întotdeauna să te caracterizeze. Nu contează dacă iarnă, vară. Nu contează ce se întâmplă în viața ta. Vă citesc, dragii mei, auziți ceva despre noul Ierusalim, unde ne dorim cu toții să ajungem într-o zi. Apocalipsa 22, versetul 2 spune așa: în mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții. Știți cum era pomul ăsta? Rodind 12 feluri de rod și din rod în fiecare lună. Cam așa ar trebui să fie și pocăiții. Pocăiții nu rodesc numai de sezon. Ăsta e măr de toamnă, ăsta e măr de vară. Nu, pocăitul e pocăit dintotdeauna. Și întotdeauna, de dimineața până seara, că e în biserică, că e acasă, că e la lucru, că e în plimbare, că e în concediu, pocăitul este pocăit. E important să înțelegem asta. Ați auzit și noastră vorbe? Eu m-am mai confruntat așa cu unii și spuneau așa, las pocăința. Unul a zis pentru 5 minute, altul a scăzut pentru 2 minute. Unul a zis și jumătate de minut mi-e suficient să o las. Iarăt, zice, jumătate de minut întrebe, iar răcinesc eu și după aia mă pocăiesc. Acum, întrebare. Poți să lași pocăința pentru 2 minute? Dumneavoastră îmi spuneți că nu și-s de acord, dar totuși trebuie să recunoaștem în dimineața asta că dacă te chinui tare și insiști, poți să o lași. Biblia spune de oameni care au căzut din credință. Pavel îi spunea lui Timotei și alte exemple. Nu putem să spunem că nu sunt oameni care cândva au fost pocăiți autentici, proroci al lui Dumnezeu, oameni mari și într-o zi n-au mai fost. Nu putem să spunem că nu. Dar știți de ce nu putem să lăsăm pocăința? Ascultați-mă bine. Dintre toate posesiunile pe care tu le ai, pocăința este cea mai valoroasă. Spune Biblia așa. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Adică tot ce e în lumea asta e mai puțin valoros ca sufletul tău, care se câștigă doar prin pocăință. Prin pocăință se câștigă sufletul unui om. Ascultați-mă, știți de ce nu putem lăsa pocăința nici pentru 2 minute? Pentru că ea e cel mai valoros lucru. Vă fac o provocare în dimineața asta. Dacă v-aș ruga așa să mă ajute cineva, Iosif, că e prietenul meu, să mă ajute și să iasă până aici afară, nu trebuie să ieși Iosif, și să lase semnul ăsta de carte, ce ziceți? Ar face Iosif pentru mine? Ar face că mi-e prieten. Dar ce ar fi dacă l-aș ruga eu pe Iosif să meargă să-și lase portofelul în stradă? Eu continui să predic, termin predica, ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului în dimineața asta, după aia la final Iosif, ții tu portofelul. Ai curajul să faci asta? Nu, dar nu numai Iosif n-are curajul, nici dumneavoastră n-aveți. Dar de ce n-aveți curajul, surorilor, să vă lăsați geanta în stradă? Noi continuăm aici, în biserică, slujba. De ce? Că e ceva valoros, așa? Ai acolo banii tăi, cheile de la casă, cardul, buletinul. Ei, iată ceva prețios, nu lași nici pentru 2 minute de supravegheat. Pentru că e o valoare. Dacă e ceva ce nu-ți pasă, zi, lasă un șervețel, un semn de carte, o foaie, mai găsesc eu. Ei, cam așa și cu pocăința. Mi-a dat Dumnezeu mie o lecție. Și anume, m-a învățat Dumnezeu, eram acasă la Deva, acolo am crescut, am copilărit, până am plecat la studii la Timișoara și fiind la Deva într-o zi, eu mergeam la școală, eram cred că în clasa 6-a, aveam cu mine în clasă un coleg nepocăit care cânta la taragot. Ce i-a venit colegului ăsta într-o zi să aducă taragotul la școală?
O venit cu taragotul la școală și acum dacă l-au adus, ni l-au arătat el cum îi, da, frumos era să ne arate și cum cântă. Și a încercat el să ne cânte ceva cu taragotul, numai că el era obișnuit mai cânta cu un saxofon lângă cu un acordeon, avea nevoie de armonie. Și a zis așa, cântarea asta nu merge așa cum trebuie, eu am nevoie de armonie, cineva să-mi țină ritmul. Și acum, cine credeți dumneavoastră că era cel mai potrivit în clasă să-i țină lui ritmul? Dariu Cătana. El știa despre mine, eu cânta la fanfara bisericii, știam și eu măsura, a treia, a patra, a patra, a patra. Știam acum, sigur, problema era când aveam instrument, cu ce să cânt și eu lângă el acolo, dar să știți dumneavoastră un lucru. Noi pocăiții spunem, când e vorba de lucruri spirituale, nu se poate să renovăm, nu sunt bani, nu. Noi spunem nu, zicem, frate, asta e. Diavolul niciodată nu zice nu. Eu mă așteptam să fi zis diavolul, bă, dacă aveai instrument, cântai, dar dacă n-ai instrument, stai cu minte că n-ai cu ce. Dar diavolul nu i-a dat idei. Și anume, erau scaune din acelea spătar șezut de lemn, scheletul era de metal, am găsit o sticlă de un litru jumate goală și am început să bat odată pe lemn și odată pe fier. Și am început să meargă cântarea, făceam eu bum, ta, ta, ta. Și am continuat și țineam, am trecut la un vals, un 3-a, 4-a, au început să vină profesorii, colegii, alții, pe acolo, toți gură cască, ăsta îi dădea cu saxofonul, eu cu sticla îi băteam ritmul pe scaun. Și acum, când era mai mare cântarea, ce credeți dumneavoastră? Se deschide ușa la clasă și intră cineva. Știți cine era? O femeie cu batic. Era mama. Când am văzut-o, am bătut pe contra. Ăsta mai mers de omă, surs, o opri, zice, ce faci? Zice, ai ținut rimul bine până acum, dă-i înainte. Sigur, eu n-am mai putut să bat. Și mama m-a chemat la ea, m-am dus la ea, m-a întrebat ce fac. N-am mai avut nici cuvinte să-i răspund. Mama a zis, stai cu minte, vii acasă și povestim. Acum, ascultați-mă, eu stăteam lângă școală. Auzeam de pe balcon când se suna la școală. Nu mi-era greu, imediat ajungeam, puteam să fug de acasă și ajungeam înaintea profesorului care urca din cancelarie până sus. Și am întrebat eu pe mama, zic, mamă, de ce ai venit când m-am dus acasă? De ce ai venit la școală astăzi? În general, mama nu venea așa la școală prin pauze, adică venea la ședințe, vorbea cu doamna dirigintă, eu nu chiuleam de la școală, n-avea de ce să vină, știa despre mine, arătam carnetul cu notele și zice, mamă, foarte sincer, zice, auzi, m-am dus până la piață să iau niște morcovi. Și m-am gândit, ce faci tu? Zic, hai să vin să te vizitez. Dar zic eu, mamă, dar mai am aici mulți frați, noi am fost 7 în familie. Zic, dar de ce ai venit la mine? Ce nu te-ai dus la fratele meu la parter? Zice, așa m-am gândit eu să vin să văd ce faci tu. Acum, sigur, eu mi-am dat seama și acum realizez și mai mult. Știți cine o trimis-o pe mama? Domnul. Adică n-am făcut eu un mare păcat acolo, că am bătut cu sticla aia. Dar ascultați-mă bine, când am zis că nu mă vede nimeni, Dumnezeu a trimis-o pe mama, că Dumnezeu a văzut. De-aia tu nu poți să lași pocăința până semnești ceva, până închizi ochii că ești la poartă. Nu poți să faci asta nici 2 minute până ești la lucru. Pocăința e pocăință. Și dacă vrei să o lași, știi care e marele risc? Să nu mai găsești. De aceea eu zic să nu te riști. Ține de pocăință. Așa cum ții de ce e mai prețios în viața ta. Poate ai grijă de euro, ăia i-ai pus bine acolo la ciorap, sus saltea, undeva i-ai ascuns bine sau poate i-ai pus în bancă și verifici tot din 2 în 2 zile să vezi ce zice internet banking-ul despre ei. Ei, la fel cum ai atenție de lucrurile astea, ai grijă de pocăință, că asta e mai prețioasă decât toți banii din lumea asta. Și nu uita, pocăința trebuie să te însoțească în orice vreme. În pocăință nu există pauză, nu există concediu, nu există nu vreau, nu. Pocăitul trebuie să aducă roadă permanent, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Al treilea lucru, foarte scurt în dimineața asta, să știți dumneavoastră, pentru o roadă mai bună Dumnezeu se vede nevoit să intervină. E foarte important în dimineața asta să-ți faci analiza și dacă roada ta nu-i bună, să știi că Dumnezeu intervine. Auziți dumneavoastră, Evrei, capitolul 12, versetul 15, zice Biblia așa, luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fiți întinați de ea. Știți ce se întâmplă? Există lăstarii ăștia de amărăciune care vin și te încurcă în rodirea ta. Eu am întâlnit om care s-a supărat și nu mai vrut să cânte. S-a schimbat păstorul în biserică, cântase 10 ani în biserică. S-a schimbat păstorul, nu i-a plăcut, nu a mai vrut să cânte, o dat amărăciunea în el. Există lăstari din ăștia care te încurcă. Cineva avea o fabrică și a zis în felul următor, era patron, eu n-am timp să vin marța la rugăciune, să meargă bătrânii, să meargă pensionarii, să meargă elevii, cine are timp? Știți ce s-a întâmplat într-o zi? Știți ce s-a întâmplat? I-a falimentat afacerea. Știți unde e astăzi la biserică? E primul cu jumătate de oră înainte să înceapă programul. Ei, ascultați-mă bine, pentru o roadă mai bună Dumnezeu se vede nevoit să intervină. Ești aici în casa Domnului, ascultă-mă bine. Știi că are Dumnezeu foarfeca lui cu care taie toți lăstarii ăștia de amărăciune?
Dacă există vreun lăstar din ăsta rău de la diavolul care nu te lasă să vii la biserică, să te implici, nu te lasă să faci lucruri și tot timpul e o scuză pentru tine lăstarul, ascultă-mă bine, astăzi ai șansa să renunți la el. Dacă nu renunți de bunăvoie, are Dumnezeu metodele lui. Și am întâlnit om care s-a pocăit pe patul de spital. Am întâlnit om care în grea suferință s-a întors înspre Dumnezeu, s-a schimbat. Dar astăzi este ziua noastră. Astăzi este șansa noastră. Ascultă-mă bine. E nevoie să-ți faci o analiză sinceră, poate la lăstarii care au dat în viața ta, pentru că vine diavolul și seamănă, și seamănă un gând rău de nemulțumire, îți seamănă un gând de răutate. Ce frumos ar fi în dimineața asta să-i tăiem, să-i aruncăm pe foc și atunci să putem rodi pentru Hristos. Că lăstarii ăștia nu te lasă niciodată să rodești. Dacă ai lăstari din ăștia în viață, e ca la un pom. Noi am avut un gutui la țară și l-au lădușit lăstarii, au venit pe lângă el, au crescut atât de mare încât într-un an nu mai făcut nicio gutuie. Știți ce mi-a zis un vecin? Taie toți lăstarii. Și dacă o să-i tai, o să vezi că o să facă din nou gutui. Deși pare un paradox, niște lăstari din aia mici să omoare un copac mare, da, se poate. Și am văzut și noi oameni care au căzut cândva. Poate n-au căzut din credință, dar nu mai e puterea, nu-i mai râvna, nu mai are ungerea, nu mai are harul care l-a avut vreodată. Și te întrebi oare de ce? Pentru că a dat câte un lăstar din ăsta. De aceea autorul ne spune, aveți grijă de câte un lăstar de amărăciune, tăiați-l. Și acum, dragii mei, ultimul lucru cu care închei în dimineața asta, vă spun în felul următor. Pomii care aduc o roadă bună întotdeauna vor fi loviți. Știu, o să-mi spuneți că nu-i drept. E adevărat, după matematica noastră omenească, nu-i drept. Dar din punct de vedere spiritual așa se întâmplă. Pomii care aduc o roadă bună întotdeauna vor fi loviți. Și știți de ce? Pentru că diavolul nu-i mulțumit de tine. Ăla care stă și nu vrea să facă nimic în biserică, lasă și diavolul în pace. Știți cu cine are treabă? Diavolul, cu tine care vii la rugăciune, vrei să dai îndemn, cu tine care vii la repetiții, cu tine care vrei să ajungi ceva la biserică. Oamenii care nu fac nimic, uneori și diavolul îi lasă în pace. Dar oamenii care sunt implicați, care rodesc pentru Dumnezeu, diavolul pune întreg iadul împotriva lor. De aceea, ascultă-mă bine în dimineața asta, e important să știi, au fost oameni al lui Dumnezeu. Ieremia, 40 de ani a prorocit, da, a fost un profet al suferințelor și a plâns mult. O, gândiți-vă dumneavoastră la Iosif, la 17 ani este vândut rob, la 20 de ani intră în închisoare, 10 ani până la 30 de ani, cea mai frumoasă perioadă din viață, stă în închisoare și ai zice, nu-i drept. Asaf în Psalmul 73 asta se întreba și zicea, mă uit la cei răi cu jing, nimic nu-i tulbură, li se bulbucă ochii de grăsime, totul merge bine în viața lor și totuși eu, săracul de mine, sunt chinuit în fiecare zi. Știu că se întâmplă asta, poate te întrebi, am făcut binele și uneori s-a întâmplat rău în viața mea și a venit suferința și boala și nu meritam eu, merita altul. Ascultă-mă bine, fii conștient că ți se întâmplă asta din cauza că ești un pom bun, care aduce o roadă bună și satana nu-i mulțumit. Închei spunându-vă la punctul ăsta al 4 despre pomii care aduc o roadă bună că vor fi loviți. Am stat 3 ani de zile la Timișoara, la un cămin creștin numit Centru Vieții. Acum ascultați-mă bine dumneavoastră, la căminul ăla în curtea lui era un cireș. Un cireș care făcea cireș în luna mai. N-apucau cireșele bine să se facă de la verde spre galben. Noi toți studenții eram acolo și în 2-3 zile curățam de nu mai rămânea nicio cireașă. N-au apucat niciodată să se facă roșii cireșele alea, să fie bune și gustoase. Și acum știți ce m-am gândit eu într-o zi? Într-o zi așa de mai, după ce am trecut noi acolo și am cures toate cireșele, m-am uitat la cireșul ăla, știți cum arăta? Arăta în felul următor, crengile erau lăsate în jos, cum noi ne urcaserăm în el. Câte o ramură mai firavă era ruptă și căzută. Nu că ne-am bătut noi joc de cireș, dar așa e când treci și culegi dintr-un cireș. Și lângă cireșul ăsta erau 3 tuia din aia, brazi. Știți dumneavoastră ce tuia, din aia ornamentali. M-am uitat, eu, uite domnule cum cresc ăștia în sus, ramuri. Și am zis eu așa, dar de ce? Noi suntem 40, zic, bun, poate unul nu s-a prins, doi nu, 10 nu, dar măcar unul să se fi urcat într-un tuia din ăsta. Să fi stat acolo măcar în tuia. Dar știți că niciunul nu s-a urcat în tuia? Toți ăia 3 creșteau în sus. Cireșul nostru era tot în jos, sub povara roadelor și sub povara greutății când ne urcam noi să culegem roadele. Să știi că așa e și spiritual. Unii sunt ca tuia, n-au nimica, cresc în sus,
N-au roade și nu gustă nimeni. Dar când ai o roadă bună, să știi că mai lovești și alții în tine. Așa ai după un măr bun, mai dai cu o bâtă să cadă un măr. Așa se întâmplă. Dar ferice de omul care are o roadă bună. Nu uitați dumneavoastră, e important să ne verificăm roada la final de an. 4 principii care sunt afișate, foarte importante. Analizați-le dumneavoastră și în urma analizei, așa să stăm la masa Domnului. Și dacă n-am adus o roadă bună, Dumnezeu să ne ierte. Dacă am adus o roadă bună, Dumnezeu să fie slăvit. Și în concluzie, nu uitați, tot ceea ce facem pentru Domnul, asta rămâne. Pentru toată roada asta vei fi răsplătit într-o zi. Am văzut multe mormântări, am cântat mulți ani în fanfară, dar vă spun sincer, toți care au plecat, nu au luat nimic din lumea asta. Au rămas odată 3 jeepuri în curte. Eu, copil de clasa 12-a, ziceam, luase permisul, Doamne, de mi-ar da mie acum unul din jeepuri, dacă tot a murit omul ăsta. Dar nu mi-o dat, am fost unde nu a avut cine să-l scoată pe mor din casă, l-a scos păstorul cu unul din fanfară. Dar toți ăștia am dus într-o groapă și am lăsat. Dar dacă nu au luat material, ce-o rodi pentru Domnul, ai ori luat. Așa că pregătește-te într-o zi să te întâlnești cu ceea ce ai făcut pentru Domnul. Amin.